Să precizăm pentru telespectatori, este vorba de exploratorul Jacques-Yves Cousteau Exact. și el a făcut multe filme despre multe expediții ale sale. Dacă a venit și la Mehedinți, la noi trebuie să fim foarte mândri. Aș vrea să vă întreb, am înțeles că și dumneavoastră ați fost atunci când Cousteau a venit, da. Ați fost acolo cu el, exact. Când a venit aici. Exact, eram mai tânăr, eram începător, așa, numele lui era cunoscut, de fapt, o mare personalitate a speologiei, a geografiei mondiale. Și s-a ocupat în special, a trecut pe aici, a admirat podul, a admirat locurile acestea, le cunoștea de fapt foarte bine și s-a oprit la peștera Isverna din apropierea noastră pe teritoriul comunei Isverna. Cea mai mare, adică a șasea peșteră din lume, așa inundată și cunoscută de către tot, bine, și mai ales prin legende, dar prin apa plată care iese de acolo din peșteră. La fel de interesant e și ce se află sub deal. Cele două peșteri suprapuse, Bulba și Peștera Ponoarelor, care fac legătura între podul lui Dumnezeu și lacul Zatonul Mare. În apropiere, în spatele nostru, se află Peștera Ponoare sau Peștera de la Pod sau Peștera de la Cracul Muntelui, care are o lungime de 734 de metri și care traversează dealul peșterii. Aș menționa că peștera are două galerii, o galerie fosilă și o galerie activă. Importantă e galeria fosilă, în care sunt adăpostite 5 specii de lirieci, număr de peste 940 și ceva de exemplare. Două specii sunt unice în Europa și peștera se află sub protecția Academiei Române. Cu toate că Dumnezeu a iubit aceste locuri și le-a binecuvântat cu o climă blândă și frumuseți naturale rar întâlnite, Sfântul Nicodim le-a blestemat cu sute de ani în urmă, după cum spune o legendă, pentru că nu a fost lăsat să construiască la Ponoarele o mănăstire. Drumul lui Nicodim a fost prin Ponoarele, mergând spre Tismana. Și 600 de ani, oamenii din Ponoarele au găsit loc de rugăciune într-o bisericuță din lemn, incendiată de mai multe ori, iar în actuala formă e din 1762, sub o stâncă, de acolo de unde izvorește pârâul Ponoarele. Iar la 600 de ani, așa, deci după 600 de ani, blestemul Sfântului, așa cred că a fost anihilat, și oamenii au reușit să pună bazele unei biserici cu hramul Sfântul Nicodim, așa, la 600 de ani. Ne puteți spune și care a fost blestemul Sfântului, să ne amintim că Sfântul Nicodim a venit să construiască biserici în România, pentru că visase, am auzit la Tismana, visase că acolo unde iese apa de sub stâncă trebuie să facă o biserică. Și probabil aici, la dumneavoastră, găsise pârâul Ponoarele ieșind de sub stânca, a crezut că acela este locul și până la urmă a ajuns la Tismana, într-adevăr, unde este cascadă și unde iese apa chiar de sub stâncă. Dar care a fost blestemul lui Nicodim aici, la Ponoarele? Da, de fapt, locul e și aici tot la fel de frumos era ca la Tismana, dar după construirea Vodiței s-a oprit aici, găsise locul, un loc destul de frumos, așa, un loc, aș vrea să spun, chiar deosebit de frumos. Apa ieșea sub formă de izbuc de sub stâncă, dar două familii, Vucea și Vâlsan, l-au alungat pe călugăr. Cele două familii aveau cele mai multe proprietăți din zonă și l-au alungat. Au găsit un vicleșug, așa, l-au învinuit pe călugăr că nu e trimisul lui Dumnezeu pentru un locaș sfânt și i-au introdus în desagă, atunci când se odihnea, la locul unde trebuia să-și pună mănăstirea, o găină tăiată cu briceagul lui. Sigur că l-au așteptat undeva în drum spre Baia de Aramă, în locul numit Valea Găinii, și i-au demonstrat că a furat găina. Sigur, Sfântul s-a supărat, a părăsit locul unde trebuia să pună mănăstirea, cei doi l-au zgândărat, l-au mișcat puțin, locul poate numele de zgândărești, întreaga vale
denumirea de Valea Găinii, dar călugărul i-a și blestemat pe local. Și în primul rând a blestemat râu, pârâul, pentru că probabil a zis că pârâul acesta nu era cascada unde trebuia, pe care el o visase, și l-a blestemat ca el să intre în pământ, să-l absoarbă pământul, să-l înghită pământul și când va ieși să iese tulbure și murdar. Teoriile științifice și legendele despre modul cum s-a format podul lui Dumnezeu de la Ponoarele sunt, până la urmă, presupuneri și povești. Dar că oamenii care au căzut de pe el au rămas în viață e cât se poate de real. După cum ne-a povestit Dumitru Borloveanu, cu toate că are o înălțime de 14 metri, adică mai mult decât un bloc cu 4 etaje. Totuși se vorbește de victimele podului, cu toate că este podul lui Dumnezeu, deși odată ce povesteam ceva mai înainte că dracu a fost pe sub pod pe aici și avea sălașul, mă gândesc eu că trebuie să fie vina lui că se întâmplă accidente aici, iar mâna lui Dumnezeu că n-a murit nimeni, după câte am înțeles. Sigur, dumneavoastră ați menționat legenda care a fost culeasă de mine de la un bătrân așa de 92 de ani, un bătrân care a murit prin 1980, așa, dar podul lui Dumnezeu, deci, cred că are semnificația denumirii, poate fi dublă, odată, ca fiind o creație a naturii, a lui Dumnezeu, iar cealaltă semnificație aceea că de pe acest pod au picat, așa, în 87 a picat o mașină, mai târziu altă mașină, în 76 altă mașină, și mașina a fost mașini de tonaj torsionate, iar șoferii au ieșit cu câteva zgârieturi din mașină. Unul dintre șoferi chiar și-a ridicat și își pune parastas, a pus o cruce acolo și își pune parastas la cruce, sărbătorește așa ziua aceea, că a fost ziua care l-a ajutat. Un biciclist a picat peste pod, la fel a rămas în viață. Așa n-a avut doar câteva zgârieturi. Deci, cumva, Dumnezeu protejează așa pe cei care trec peste pod, și mai există și o vorbă, că cel care a trecut peste podul lui Dumnezeu, așa primește binecuvântarea lui Dumnezeu și ajutor de la Dumnezeu în tot ceea ce face.